Nușac, da, Tonia. Cei care încă nu și-au exercitat dreptul la vot o pot face în orice moment, deoarece secțiile sunt mai libere la această oră. Acum suntem la secția din... ...electorale, putem spune că alegerile prezidențiale de astăzi pot fi considerate valabile. Pentru comparație, la scrutinul parlamentar din 2019, la această oră a fost înregistrată o participare de circa 50% din rândul alegătorilor. În 2016, la alegerile prezidențiale, în primul tur de scrutin, cifra a fost de circa 47%, iar în cel de-al doilea tur de scrutin peste 50%. În secțiile deschise în străinătate au votat, până la această oră, peste 107.000 de cetățeni cu drept de vot. Conform situației, până la ora 18.00, în străinătate au fost deschise fără impedimente toate cele 16 secții de votare în Statele Unite și Canada. De la briefingul precedent, a fost închise secții de votare în orașul Baku, la ora 18.00, unde au votat 26 de alegători. În aceste momente, s-a închis și secția de votare din orașul Surgut, Federația Rusă. Aglomerațiile de cetățeni în apropierea secțiilor de votare au generat multiple sesizări ale organelor de control a ordinii publice în mai multe state, care indică neconformarea la cerințele impuse în context epidemiologic. Mă alătur declarației ministrului Oleg Țulea și fac acest apel public la solidaritate pentru a respecta cu strictețe condițiile sanitare a țărilor gazde, care au permis realizarea dreptului electoral pentru cetățenii moldoveni în pofida provocărilor COVID-19 cu care se confruntă acestea. Astfel, în procesul de votare, rugăm pe fiecare votant să urmărească respectarea cu strictețe a normelor de sănătate publică din statele de reședință. La moment, sunt înregistrate aglomerații la unele secții de votare din străinătate, în Canada, Israel, Belgia, Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda, România, Spania, Elveția, Cehia. Din informațiile deținute de către CEC, cel mai activ s-a votat în secțiile de votare deschise în Montreuil, Republica Franceză, peste 2500 de alegători, Londra, Marea Britanie, sediul misiunii, peste 2500 de alegători, Londra, Marea Britanie, peste 2100 de alegători, Paris, Franța, circa 2000 de alegători. În secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului s-a înregistrat până la această oră o prezență de circa 14.000 de persoane. Cea mai mare prezență a fost înregistrată într-o secție de votare deschisă în orașul Rezina, peste 1250 de alegători, în Sărătăuca, raionul Florești, circa 800, și într-o secție din Varnița, raionul Anei Noi, peste 720 de alegători. Cea mai mică prezență la urne se atestă în secție de votare deschisă în municipiul Bălți, 10 persoane, și în secție de votare din orașul Ștefan Vodă și Coșnița, Dobăsari, până la 30 de alegători. Per general, profilul de vârstă a votanților arată în felul următor. Circa 54% dintre alegători sunt femei, iar peste 46% sunt bărbați. Cei mai activi sunt votanții cu vârsta cuprinsă între 56-70 de ani, circa 35%. Cei mai pasivi rămân a fi tinerii, de vârstă până la 25 de ani, peste 7% din cei votanți așteptați la urna de vot. Până la această oră, o parte din sesizările depuse în mod oficial la CEC au fost examinate în mod regulamentar și oferite răspunsuri. În cazul altor, e nevoie de documentare suplimentară. Pe final de această intervenție, amintim alegătorilor că pot să-și exercite dreptul la vot până la ora 21.00. Biroul electoral poate decide asupra prelungirii cu cel mult 2 ore a termenului votării pentru a permite alegătorilor care stau în rând la secția de votare respectivă
să-și realizeze drepturile. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem la ora 22:00, când vor fi făcute următoarele declarații și împreună vom vedea primele rezultate preliminare venite din teritoriu. Câte sesizări au fost depuse până acum acele? Ca și număr, 4 sesizări vorbim. Din partea candidaților. Doamnelor, domnilor, am urmărit imagini în direct de la Comisia Electorală Centrală, acolo unde președintele CEC, Dorin Cimil, a prezentat cele mai proaspete date privind procesul de vot. La urne s-au prezentat peste 1 milion de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 40% din electorat. Iar acest lucru ar însemna că scrutinul poate fi declarat validat. Secțiile de votare vor fi deschise până la ora 21, ce se întâmplă acum la una dintre ele, aflăm de la colega noastră, Anastasia Foiu. Anastasia, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Cristina, bun găsit, doamnelor și domnilor, mai sunt încă 3 ore în care cetățenii cu drept de vot pot ajunge la urne pentru a-și alege viitorul președinte. Cei care încă nu au reușit să-și exercite dreptul la vot o pot face în orice moment, pentru că secțiile de votare sunt mai libere la această oră. Acum ne aflăm în incinta secției de votare de la Liceul Nicolae Iorga, unde este liniște, iar procesul de vot decurge în mod obișnuit. Mai multe detalii aflăm de la președintele secției de votare, Aida Gonță. Ne spuneți, vă rog, dacă au fost respectate toate regulile și dacă au existat careva încălcări. Regulile au fost respectate și sunt și la moment respectate în primul rând de membrii biroului electoral. Acest lucru l-am cerut și tuturor observatorilor și reprezentanților partidelor politice. Din fericire, alegătorii sunt destul de înțelegători, se străduiesc să respecte și de aceea încălcări în secția noastră de votare nu au fost depistate. Cum a fost dispoziția oamenilor care au venit să voteze, chiar dacă timpul era unul ploios? Să știți că chiar dacă timpul este ploios, vin familii întregi să voteze, oamenii sunt destul de fericiți și bine dispuși să-și aleagă viitorul președinte. Conflicte sau situații imprevizibile nu s-au înregistrat? Din fericire nu, fiindcă noi ne străduim să fim corecți și atunci nu au cum să aibă conflicte în secția de votare. Au fost persoane care au venit fără măști de protecție, le-ați oferit dumneavoastră în acest caz? În primul rând vreau să zic că ne-au fost oferite și măști, ne-au fost oferit și dezinfectant pentru secția de votare. Au fost și oameni care au venit fără măști, noi le-am oferit și i-am condus la locuri pentru a-și exercita opțiunea. Vă mulțumesc! Acestea au fost informațiile, iar celor de acasă le reamintim că mai au timp până la ora 21 să ajungă la urne și să-și exercite dreptul la vot. Anastasia, îți mulțumim pentru toate aceste detalii, ne continuăm știrile. Pentru o țară cu belșug, pentru asigurarea integrității Republicii Moldova sau pentru procesul de unire, fiecare dintre candidații pentru funcția de președinte și-a dat votul pentru propriul ideal și program. Candidații pentru funcția de președinte au venit la secțiile de votare în primele ore ale dimineții. Ei spun că au votat pentru o țară care să prospere în continuare. O Moldovă în care familiile să se regăsească, copiii să fie fericiți, să nu aibă gândul plecării peste hotare, așa cum au plecat bunicii sau părinții lor. Pentru o Moldovă în care cuvântul e cuvânt, în care cinste e cinste, onestitatea e onestitate, iar dacă îți dai cuvântul, cuvântul ți-l ții. Pentru o asemenea Moldova am votat eu. Am votat pentru o viață mai bună. Am votat pentru ca statul să aibă grijă de toți cetățenii. Am votat pentru ordine în țară, pentru dreptate, pentru bunăstare. Candidatul Tudor Deliu a votat pentru asigurarea integrității teritoriale a țării. Am votat pentru un președinte care să garanteze suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Am votat pentru aceea ca cetățenii Republicii Moldova să se bucure ca un președinte care vorbește în numele lor și vorbește în voința poporului. Reprezentantul partidului Șor, Violeta Ivanov, declară că își dorește ca satele din țara noastră să fie mai dezvoltate și atractive pentru locuitori. Am votat pentru ca satele noastre să prospere, pentru a șterge diferența dintre sat și oraș, pentru o Moldovă înfloritoare, pentru o agricultură dezvoltată, de așa cum noi o merităm. Între timp, Octavian Țâcu și Dorin Chirtoacă și-au dat votul pentru unirea Republicii Moldova cu România. Am
votat pentru unirea cu România. Astăzi, de la ora 7 dimineața până la ora 9 seara, puterea aparține doar cetățenilor. Toți politicienii, astăzi suntem pe zero. Am votat pentru ceea ce cred întotdeauna, pentru un viitor alături de România, alături de aliații nord-atlantice, pentru un stat prosper, sigur și bazat pe bunăstare. Este ceea în ce am crezut noi dintotdeauna și ceea pentru care vom lupta. Pentru funcția de președinte candidează 8 concurenți electorali. Moldova are nevoie de stabilitate politică pentru a continua proiectele bune începute în țară. Astfel, candidatul independent pentru funcția de președinte, Igor Dodon, a votat pentru o Moldovă stabilă și puternică. Candidatul a menționat că majoritatea cetățenilor își doresc pace și liniște în țara noastră. Am votat, ca de obicei, pentru o țară, un stat, o Moldovă puternică, stabilă. Am votat pentru dezvoltare economică, pentru păstrarea stabilității politice în Republica Moldova. Am votat pentru echilibru în relațiile cu prietenii, cu partenerii noștri externi. Eu sunt chiar convins că marea majoritate a cetățenilor susțin anume acest lucru. Potrivit lui Igor Dodon, Republica Moldova parcurge un an complicat din cauza pandemiei de coronavirus, de aceea țara nu are nevoie și de o criză politică. Eu уверен, că большинство граждан Республики Молдова хотят стабильности. Я уверен, что нам не нужен хаос, тем более в нынешней ситуации, когда пандемия еще в Молдове, когда есть кризис экономический, нам не нужен дополнительный политический кризис. Candidatul pentru funcția de președinte a menționat că votul său reprezintă mesajul tuturor cetățenilor cu care s-a întâlnit la sutele de întrevederi în campania electorală. Ei au pledat, potrivit lui Igor Dodon, pentru liniște și stabilitate. Tot de dimineață a mers la secția de votare premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului Zinaida Grecian. Ambii demnitari au declarat că își doresc un președinte care să-i reprezinte pe toți moldovenii și care să contribuie activ la promovarea proiectelor sociale și economice. În pofida ploii, unul dintre cei mai matinali a fost șeful executivului. Este important ca noi toți, cetățenii Republicii Moldova, să trecem cu succes acest exercițiu, să ne alegem șeful statului, alegem președintele Republicii Moldova. Republica Moldova cu siguranță are viitor, este necesar doar de muncit mult, de crezut în aceasta și să ne prezentăm astăzi cu toții la vot. Eu sunt sigur că fiecare cetățean al Republicii Moldova știe pentru ce votează, știe că va în mâinile fiecăruia dintre noi este acum soarta țării, a fiecăruia în parte și este necesar de făcut o decizie corectă astăzi, așa cum cred că am făcut-o eu. La rândul său, președintele Parlamentului Zinaida Grecian i-a declarat că a votat pentru stabilitate și bunăstare în țară și, desigur, pentru un președinte care își va respecta poporul. Pentru asta și-am votat, să fie liniște și pace în țară, pentru un președinte care să se mândrească cu propriul popor, care să aibă grijă de propria țară și să știe să-i unească pe toți împreună așa la grămăgioară. Asta presupune și dezvoltarea statului Republica Moldova. Și încă un lucru, un președinte care pleacă peste hotare și sunt sigură, niciodată nu va vorbi de rău, de propria țară și de propriul popor. Pentru stabilitate și o conlucrare mai bună între autoritățile centrale și cele locale a votat și primarul general al capitalei Ion Ceban. De noi astăzi depinde cum se va dezvolta țara, ce urmează în următorii ani, ce curs de dezvoltare va avea Republica Moldova. Și în același context vreau să menționez că am putea alege între stabilitate și incertitudine, poate chiar haos. Eu pledez pentru stabilitate, eu pledez pentru consolidarea eforturilor pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Iar bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a declarat că orice vot acordat de comunitățile locale demonstrează devotamentul și loialitatea față de proiectele naționale. Я отдала свой голос за то, чтобы мы сохранили стабильность, которая была на территории нашей автономии, на территории нашей страны. В первую очередь я хочу поблагодарить всех тех наших жителей, которые уже вышли на выборы, несмотря на погоду, и я уверена, что все эти дела, которые мы совершали все эти 4 года, изменения, которые были у нас в Гагаузии, положительные изменения, они должны быть обязательно продолжены. Поэтому я призываю всех наших жителей прийти на выборы. Pentru buna desfășurare a alegerilor, guvernul a alocat peste 21 de milioane de lei.
Un pas spre dezbinarea țării. Fruntașii ai Partidului Acțiune și Solidaritate au împiedicat circulația alegătorilor din stânga Nistrului la secțiile de votare deschise la Varnița. Ei au declarat că acești alegători sunt separatiști care nu au dreptul să decidă soarta țării. Secretarul general al partidului condus de Maia Sandu, împreună cu mai mulți combatanți, a blocat traseul Bender-Varnița pentru a nu admite participarea la vot a moldovenilor din regiunea transnistreană. Potrivit lui Igor Grosu, alegătorii din stânga Nistrului nu au dreptul să participe la scrutinele organizate de Chișinău. Ca cetățean Republicii Moldova, ca deputat parlament, ca zamestitel președintele Comisiei pentru Gospodăpăsnici, ia должен быть с моим народом и не допускать, чтобы сепаратисты, да? Сепаратисты. Bruscați de deputatul PAS au fost și doi observatori internaționali veniți în localitate pentru monitorizarea procesului de vot. Ulterior, acest incident a fost raportat de observatori la Comisia Electorală Centrală. Спокойно на участок блокирует депутат парламента. Видите, что машиной перекрыто движение, чтобы люди не могли нормально проехать и проголосовать. Обязательно укажем как нарушение выборного законодательства. Это беспрецедентный случай. Я первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы своим же гражданам не давать возможности проголосовать. Это совершенно беспрецедентный случай. Unele persoane blocate în drum au făcut crize de nervi din cauza acțiunilor reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate. Un caz similar a avut loc de dimineață și în apropierea unei secții de votare din Varnița. Combatanții aduși de partidele de opoziție nu au permis intrarea în secție pentru persoanele din stânga Nistrului, cărora le-au cerut în mod unilateral și ilegal prezentarea testelor COVID. Mai târziu și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, a publicat pe pagina sa socială două poze cu un microbuz care, potrivit lui, transporta alegători la secțiile de votare din Ștefan Vodă. Pretinșii alegători s-au dovedit a fi un grup de 17 copii care au participat la un meci de fotbal desfășurat în centrul raional. Inspectoratul General de Poliție a calificat aceste informații drept speculații și anunță că procesul electoral este monitorizat de oamenii legii în toate secțiile de votare din țară, inclusiv în cele deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului, iar toate cazurile de încălcare a legislației în vigoare sunt documentate minuțios. Comisia Electorală Centrală a deschis 42 de secții de votare pentru locuitorii din regiunea transnistreană în 22 de localități din zona de securitate, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. Astfel, cei 247.609 alegători domiciliați în localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni își pot exercita dreptul la vot. CEC a emis o hotărâre prin care a interzis transportarea alegătorilor cu unități de transport cu o capacitate mai mare de 7 locuri. Procesul electoral din țară este monitorizat de polițiști. În total, în secțiile de votare din țară sunt mobilizați peste 6.000 de angajați a Inspectoratului General al Poliției. Oamenii legii supraveghează atât respectarea procesului de vot în birouri și în preajma secției, cât și a regulilor sanitare impuse de Comisia Națională de Sănătate Publică. Poliția Națională anunță că procesul de vot a început dimineața fără abateri. Pe parcursul nopții a fost asigurată paza birourilor electorale, care ulterior, către orele 7:00, deci toate secțiile de votare și-au început activitatea. Angajații poliției au estimat riscurile și respectiv ne aflăm prezența la 100 de metri, în rază de 100 de metri la fiecare secție de votare.
Poliția îndeamnă alegătorii să dea dovadă de responsabilitate în această zi, să se conformeze tuturor rigorilor, iar dacă sunt martorii unor abateri, să le sesizeze. Rog ca fiecare cetățean să fie responsabil de acțiunile sale și respectiv să fie cu un test de transport sau persoane. Deci pentru a îngrădi drepturile și libertățile altor persoane, deci se consideră ilegale. Conducerea IGP a venit și cu un mesaj și pentru observatorii naționali, care la fel ca și orice cetățean al Republicii Moldova trebuie să respecte legislația electorală. Acestea trebuie să fie imparțial în exercitarea obligatorie și să nu exprime părerile personale sau preferințele vis-a-vis de anumiți concurenți electorali. Totodată aceștia urmează să îndeplinească obligațiile într-o manieră corectă, să nu intervină în procesul alegerilor, în procesul și procedurile din ziua alegerilor sau în numărarea voturilor. Să se abțină, să facă agitație în favoarea sau în defavoarea concurenților electorali. Amintim că cei peste 6.000 de polițiști vor fi implicați astăzi în menținerea ordinii publice în preajma celor 2.004 secții de votare din țară. Atac cibernetic la adresa Ministerului Afacerilor Interne în ziua alegerilor. Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al MAI a constatat că este vorba despre un atac din afara țării care a avut drept scop blocarea rețelei conducerii instituției. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Interne, atacul cibernetic a vizat numerele de telefon ale mai multor funcționari ai instituției, inclusiv cel al Ministrului Afacerilor Interne, Pavel Voicu. Atacul s-a manifestat prin apeluri abuzive de la mai multe numere de telefonie și a avut scopul să compromită securitatea, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională a sistemului administrativ al Ministerului Afacerilor Interne. În urma măsurilor întreprinse de ofițerii Serviciului Protecției Interne și Anticorupție, s-a stabilit că scopul atacului cibernetic era de a bloca rețeaua abonatului. Totodată, operatorii de telefonie mobilă au confirmat faptul că atacul a fost produs de peste hotarele Republicii Moldova. Spia a inițiat o cauză penală, iar persoanele implicate riscă amendă în mărime de la 67,5 mii de lei la 167,5 mii de lei sau închisoare de până la 5 ani. Pandemia a făcut ca în acest an să avem un alt fel de scrutin. Pe lângă măsurile anticovid impuse în unele localități, secțiile de votare au fost deschise în corturi speciale. Este vorba despre trei localități din țară care, din lipsă de spațiu, autoritățile au fost nevoite de urgență să găsească o alternativă sigură. În satul Bâc din comuna Bubuieci, autoritățile au fost nevoite să amenajeze pe terenul sportiv un cort care are 12 metri lungime și 6 lățime, pentru ca oamenii să evite îmbulzeala din interiorul secției de votare. Până acum, la scrutinele anterioare, alegerile erau organizate în incinta centrului de sănătate, lucru care nu este admis și de această dată din cauza pandemiei. Până în prezent, alegerile se desfășurau în oficiul medicului de familie, satul Bâc, comuna Bubuieci, dar în legătură cu pandemia de COVID nu avem spațiu, spațiu mic, nu putem păstra securitatea chiar și la membri, chiar și la... Și am solicitat un cort unde s-a instalat și lumină și căldură. Dacă noi mai găsim suspecți cu temperatură la COVID, îi trimitem acasă și ne ducem după orele 3 la domiciliu, votare la domiciliu. Oamenii spun că nu se arată deranjați de faptul că votează în corturi, mai ales că încăperea este echipată corespunzător și este mai spațioasă. Iar până la urmă, important este că au șansa să-și aleagă viitorul. Pentru ce ați votat? Pentru ei. Scurt, clar. Ce așteptări aveți de la noul președinte? Să fie cu oameni. În primul rând să fie cu oameni. Dar să putem sta acasă. Trebuie un gospodar. Ca să aibă grijă de gospodăria lui. Cum vi se pare nou spațiu amenajat aici? Prima dată când votați în asemenea mod. Da, prima dată. În așa... Dar bine că este și asta. Dar e mai bine decât cum era, nu? Poftim? E mai bine decât cum era în localurile anterioare. Pentru 5 minute cred că e destul. Nu îngheață nimeni, nu-i... Sunt condiții. Am votat pentru un viitor mai bun. Pentru copiii noștri să stăie acasă și să muncească acasă. Ce așteptări aveți de la noul președinte care o să fie? Așteptăm și eu promis așa să fac. Cum vi se pare secția de votare amenajată așa într-un mod mai special? Ca la nuntă, da, e ceva special, dar în schimb e mai mare măcar, avem aer. Și aștept. Eu sunt bătrână, vreau ca copiii mei să aibă un viitor mai bun, să trăiască bine, să aibă un lucru de muncă, nepoții să meargă la școală. Dacă o să fie studii pentru copii, o să fie și un viitor mai bun. Lumea tare greu trăiește la țară, foarte greu.
chiar și în oraș, cu pensii de 1000 de lei, cum poate omul să reziste în oraș? Tot e scump. Care mai are copii pe lângă dânsul, o mai duci cum o mai duci. Care n-are pe nimeni? Pentru un trai mai bun. Să ne fie bine și la copii și la nepoței. Cum credeți? Este nevoie de al doilea scrutin electoral? Noi sperăm din primul poate a câștigat cineva, dar vom vedea. Menționăm că pentru acest scrutin corturi au fost instalate și în satul Cigărleni din raionul Ialoveni și în satul Bogdanovca Nouă din raionul Cimișlia. Câteva localități din Moldova au avut astăzi alegeri la puterea a doua. Pe lângă scrutinul prezidențial, locuitorii din patru sate și-au ales și primarii. Este vorba despre satul Dubna, raionul Soroca, Chetriș, raionul Fălești, Corlăteni, din Râșcani și satul Piatra din Orhei. În satul Piatra, oamenii votează la Casa de Cultură. În primele ore de la deschiderea secției a fost foarte aglomerat, astfel că coada de alegători a ajuns până în stradă. Vremea rece și ploioasă nu le-a tăiat deloc localnicilor din dorința de a-și spune cuvântul la aceste alegeri prezidențiale. Iar la intrarea în secțiile de votare, regulile sunt respectate ca la carte. Alegătorilor li se măsoară temperatura, aceștia își dezinfectează mâinile și, dacă este necesar, li se oferă măști. Toți spun că au votat pentru un trai cu mai puține griji. Schimbați și în viață, în muncă, în locuri de muncă, să aibă pensii normale, să aibă. Știm că acum să avem cu ce trăie. Pentru o viață mai bună pentru copiii noștri, pentru nepoți. Am ales pentru mai tare pentru primar. Și om adevărat, nu și tâlhari. În primul rând, pentru primarul care votăm acum, noi suntem siguri că o să avem schimbări pentru statul nostru care de mult. Avem nevoie de așa primar. Tot sperăm că să avem președinte bun care să ne dă dovadă de schimbări în țară, care să avem perspective pentru tineret. Astfel, alegătorii din satul Piatra au primit câte două buletine, unul pentru alegerea președintelui, iar altul pentru votarea primarului satului. Candidații la primar au fost patru, unul s-a retras, avem candidat din partea Partidului Socialiștilor, din partea formației PAS și din partea Partidului Politic Șoar. Observatorii care monitorizează procesul de vot declară că nu au fost înregistrate încălcări ale legislației electorale. Votarea decurge destul de amiabil, fără oricare încălcări. Este interzis să intre mai mulți odată, adică să dea buzna, pentru că suntem de pandemie. În al doilea rând, este interzis ca observatorii de la alte partide, adică să comunice cu persoanele care votează și vor să includă vot, adică să ducă oarecare conversație, pentru că este interzis propaganda, respectiv cât în local, cât și 100 de metri împrejur localul unde are loc alegerile. Satul Piatra are în jur de 2800 de locuitori, din care 2166 cu drept de vot. În paralel cu scrutinul prezidențial, alegeri locale repetate au loc astăzi în patru localități, după ce primarii au decedat. În contextul pandemiei de COVID-19, alegerile prezidențiale se desfășoară într-un mod diferit. Printre măsurile speciale de protecție sunt purtarea măștilor, mănușilor, prezentarea la biroul electoral cu pixul, dar și respectarea distanței sociale în interiorul instituțiilor unde se desfășoară scrutinul electoral. Președinții birourilor spun că măsurile se respectă de majoritatea cetățenilor, dar sunt și din cei care uită masca acasă. În acest caz, li se oferă mască la intrare și doar după aceasta este permis accesul persoanei în interior. La biroul electoral al secției de votare numărul 1/109 se acordă mare atenție respectării măsurilor de protecție. Aici nimeni nu intră fără a-i se măsura febra, fără a dezinfecta mâinile și fără mască. Ajungând în fața membrilor comisiei, persoanele sunt rugate să prezinte buletinul de identitate de la distanță. Можете достать пластик и подержать его, чтобы я видел код. Пожалуйста. Спасибо большое. С другой стороны. Pentru mulți au fost amintite regulile. Avem stiloul aici, după cum observați, dezinfectant și pe masă și pe scaun. Dezinfectăm după fiecare alegător care semnează cu stiloul nostru, însă marea parte alegătorii sunt responsabili și vin cu stiloul personal. Persoanele responsabile de respectarea măsurilor de protecție spun că majoritatea oamenilor care vin să-și exercite dreptul la vot sunt responsabili, puțini sunt cei care și-au uitat masca. Nimeni nu a venit cu febră. La persoanele cele care vin fără mască, noi oferim mască.
Adică ei... Câte astfel de cazuri ați avut? Vreo 15. Oamenii care au venit să-și exercite dreptul la vot respectând toate normele de protecție spun că altfel nici nu se putea și îndeamnă pe toți să respecte întru totul măsurile sanitaro-epidemiologice. Sunt lucrător medical și înțeleg situația și lucrul în ce constă. Și de asta v-ați protejat cu mănu și ați venit și cu pixul? Da, și cu pixul și mască de singură cu sută, în patru straturi. Am și pix, buletin, tot am. V-ați pregătit bine? Da, sigur. De ce credeți că este important ca toți oamenii să respecte măsurile de protecție? Ar fi mai puține cazuri de îmbolnăvire, eu cred că. Noi, după vârsta care suntem, ne stăruim că cât mai mult să respectăm cerințele. Președintele Biroului Electoral spune că soluții dezinfectante, dar și măști au fost oferite destule de către Comisia Electorală Centrală. Am fost dotați cu măști, viziere, mănuși și dezinfectant într-o proporție destul de suficientă. Avem de toate. E clar că avem și dezinfectant și dezinfectante suprafețele, așa, intimidând procesul electoral. Menționăm că în municipiul Chișinău au fost deschise 305 secții de votare. Autoritățile au organizat la acest scrutin condiții speciale de votare pentru pacienții din spitale, în special pentru cei infectați cu noul coronavirus. Pentru bolnavi au fost puse la dispoziție urne mobile datorită membrilor birourilor electorale, care din timp au fost instruiți privind toate normele de siguranță. În total, 11 funcționari au fost responsabili de tot procesul. Aceștia au ajuns în primul rând la Spitalul Clinic Republican, la Spitalul Valentin Ignatenco, la Institutul Oncologic, la Spitalul Ministerului Sănătății și la Institutul de fiziopneumologie. Vom sigila o urnă care va fi în incinta biroului electoral. Urna este goală. Pregătirea și sigilarea urnelor mobile a început de la 6 dimineața sub monitorizarea șefului biroului electoral. Am sigilat 4 urne mobile, o urnă staționar. A fost foarte transparent, toți membrii biroului electoral au fost prezenți și au fost prezenți și 3 observatori de la diferite partide politice. Aceste 4 urne mobile vor ajunge astăzi la pacienții din 8 spitale din capitală. Câte 2 reprezentanți ai biroului electoral vor merge prin toate secțiile din spitale, chiar și acolo unde sunt internați pacienți care se tratează de COVID-19. Funcționarii electorali au fost instruiți din timp despre măsurile de precauție. Și viziera deasupra, da? Încuperele mănuși trebuie să pun, da, cuci. Este un birou foarte complicat, deoarece în fiecare instituție medicală avem secții COVID, unde stau pacienții internați cu această maladie. Evident, conform tuturor regulamentelor, aceste secții se află în zona roșie, deci membrii biroului electoral vor fi nevoiți ca să se îmbrace în costumul de protecție, să păstreze toate regulile de protecție și să permită fiecărui pacient care se află în dificultate să-și exercite dreptul de vot. În listele inițiale au fost înregistrate 918 persoane care urmează tratament în diferite secții. Peste 300 dintre aceștia sunt pacienții ai Spitalului Clinic Republican. Cei care sunt spitalizați vor putea de asemenea să voteze. Pentru ei vor fi create liste separate. Chiar dacă pacientul se internează și pe ziua de astăzi, există lista suplimentară care el îi va da dreptul să exercite funcția de vot. Într-un regim asemănător funcționează și echipele din Bălți. Procesul de vot în spitalele din oraș se realizează cu ajutorul a 4 grupe de reprezentanți ai biroului electoral. De ieri s-a făcut lista pacienților spitalizați și doritori de a vota. Astăzi dimineață, iată, echipele de acum au venit, le îmbrăcăm, le asigurăm securitatea infecțioasă în timpul scrutinului și ne pornim la etajul, de la etajul nou în jos pentru a-și realiza drepturile constituționale de a alege președinte.
În total, mai mult de 400 de pacienți au fost înregistrați în Spitalul Clinic din Bălți, dintre care aproximativ 100 sunt pacienți infectați cu COVID-19. Oamenii spun că votează pentru pace și stabilitate în țară, pentru candidatul care va aduce cele mai bune schimbări pe plan social și economic. Vrem un președinte ca să aibă grijă de noi, de lume, toată lumea din Moldova. Pentru viitor mai bun. Am votat pentru pace, pentru sănătate. Prin prezentarea certificatului special și lucrătorii medicali implicați în tratarea pacienților infectați cu noul COVID pot vota în alte secții decât cele în care sunt înscriși. Amintim că la acest scrutin, pentru a preveni răspândirea infecției cu noul coronavirus, autoritățile au interzis deschiderea secțiilor de votare în grădinițe și cămine studențești. Secțiile de votare au fost mutate în școli, clădiri administrative și oficii poștale sau chiar pe teritoriul unor companii private. Condiții egale de vot pentru toți cetățenii țării. Acesta este principiul după care statul este obligat să desfășoare în acest an alegerile. De exemplu, pentru nevăzători, ca să poată vota individual, au fost create câteva metode de a alege candidatul electoral din buletinele de vot. Una din ele este cu ajutorul plicului șablon. Modelul de plic șablon imită dimensiunile reale ale buletinului de vot obișnuit. Plicul este un instrument care permite persoanelor cu dizabilități de vedere să poată vota independent, fără ajutorul unei terțe persoane. Pe plicul șablon, în dreptul fiecărui concurent electoral, este imprimat în limbaj braille numărul de ordine al acestuia, iar alegătorul poate să-l găsească tactil pe concurentul pentru care vrea să voteze. După ce a votat, buletinul de vot va fi scos din plicul șablon, va fi pliat și introdus în urna de vot. Plus la aceasta, mai pot fi folosite și alte metode care garantează accesul tuturor alegătorilor, indiferent de gradul de dizabilitate. Pentru domnilor sunt mai multe procedii de votare. Ei au trafaretul în care se pune și numără câtele buletin vor să voteze. Au la dispoziție lupă pentru persoanele care slab văd și avem un aparataj în care el se poate depus buletinul de vot. Aici micșorăm, schimbăm culorile pentru persoanele care au dificultăți la culori și contrastul. Persoana care vede slab are posibilitatea distinsător să aplice, să exercite votul dreptul la vot. De asemenea, în cazul în care nevăzătorii nu pot pune în aplicare unele dintre metodele disponibile, atunci au tot dreptul să solicite sprijinul unei terțe persoane. Pe tot domnul nostru. Da. Я просто с соседкой, потому что я сама, у меня ноги больные и не вижу. Да, да, мы вместе вышли, я помогла ей, потому что ей тяжело идти, и слабовидящий человек, инвалид, поэтому я помогаю. În Republica Moldova sunt peste 170.000 de persoane care au nevoie de asistență socială, inclusiv cele din familii modeste. Peste 10.000 de alegători din țară au cerut să li se asigure urna mobilă acasă. Astfel de cereri au fost depuse până astăzi dimineață în 10 circumscripții electorale. Potrivit legii, solicitarea urnei mobile a putut fi făcută inclusiv și astăzi, dar până la ora 15. Echipa noastră de filmare a mers cu membrii unui birou electoral la câteva adrese ale solicitanților. Alegătorii cu probleme de sănătate care nu au solicitat în prealabil urna mobilă au putut face astăzi acest lucru, doar că trebuia să prezinte certificatul medical. Excepție în acest sens s-a făcut doar în cazul persoanelor cu simptome de COVID-19. La secția de votare deschisă în incinta liceului Gogol, toate solicitările urnei mobile au fost depuse până astăzi, ziua alegerilor. Ieri la ora 15, așa cum prevedea legea, biroul electoral a încheiat primirea cererilor. Avem 5 cereri, așa? De-aia, dacă e ora 3, uitați-vă exact. Noi facem Z, cereri nu mai sunt. Lista solicitărilor se închide pentru ca, în timp ce membrii biroului se deplasează cu urna mobilă la domiciliul solicitanților, nimeni să nu poată interveni în ea. Pregătirea pentru procedura de votare cu urna mobilă este mult mai diferită decât în anii precedenți. Membrii biroului electoral au primit costume speciale pentru a se proteja de coronavirus. Este prima oară când încercăm asemenea costume, acum și vedem cum o să arătăm în ele. Sper să nu se sperie alegătorii de noi, să nu mai vrea să voteze. Înainte de plecare, tuturor celor prezenți la biroul electoral li s-a demonstrat că urna mobilă este goală. Costume sigilate, sigilate și de șartă. Nu-i nimic, dacă prevenții și meditori. Echipați corespunzător, trei membri ai biroului electoral au mers cu urna mobilă la domiciliul mai multor alegători. Ce-i drept, accesul în unele locuințe s-a dovedit destul de dificil. Alo? Noi cu alegerile nu putem să intrăm în ogradă. Să paza noi.
Femeia care a solicitat urna mobilă la domiciliu a ieșit în fugă să deschidă ușa membrilor comisiei electorale. I-a refuzat să spună de ce nu a venit la secția de votare. Puteți să-i spuneți de ce nu a venit? Trebuie să intrați, du-ți. În schimb, la cealaltă adresă, motivul solicitării urnei mobile era mai mult decât evident, fiind vorba de o bătrână de 86 de ani. Я всегда голосовала, и сын мой, вот, который умер, ему 2,5 года, как он умер, всегда и организовал, чтобы пришли вы комиссия. И мне вот уже 86-й год, я уже заканчиваю, так сказать. Итак, я уже в память о сыне голосую. Femeia are vederea slabă, de aceea aceasta a fost ajutată să-și pună semnătura pe listă, dovadă că a primit buletinul de vot. Iar atunci când a votat, toți cei prezenți s-au întors cu spatele pentru a asigura secretul votului. У каждого человека есть свой голос, своя надежда какая-то. Мы не должны в личную жизнь стрелять. Человек знает свое дело, хочет помочь республике, чтобы был порядок. Din numărul total de cereri depuse până astăzi, ziua alegerilor, 338 sunt de la alegători cu simptome de coronavirus. În toate celelalte cazuri, oamenii au indicat alte motive serioase pentru asigurarea urnei mobile. În pofida regimului de carantină destul de strict, care este impus în multe țări unde au fost deschise secții de votare pentru cetățenii moldoveni, procesul de vot decurge în regim normal, iar pe alocuri s-au făcut chiar și cozi. Primele secții care au fost deschise sunt cele din Japonia și China. În Tokyo au votat 23 de cetățeni ai țării noastre, iar în Statele Unite procesul este în plină desfășurare. În țările europene, către orele amiezii, la unele secții de votare deja erau formate cozi, de exemplu în Northampton, unde conaționalii noștri au fost nevoiți să aștepte rândul pentru a-și exercita datoria de cetățean. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, până la orele amiezii au fost înregistrate cozi de mai bine de 100 de oameni la secțiile de vot din Berlin, Frankfurt, Hamburg, Parma, Mestre și Milano. De asemenea, cozi de 50-100 de oameni au fost înregistrate și în Villeneuve, Saint-Georges și Bruxelles, iar la secția din Londra la fel s-a creat coadă pentru o scurtă perioadă de timp. În Turcia nu s-a înregistrat o prezență foarte masivă la vot, oamenii și-au așteptat rândul liniștit și respectând distanța socială, iar așa s-a votat în Danemarca. Poza a fost postată pe rețelele de socializare, iar timpul acolo este mult mai frumos ca acasă. În orașul Ashdod din Israel, la fel a fost soare și bine, iar alegătorii au venit la vot ca la sărbătoare. La secțiile de votare deschise în Rusia, incidente nu s-au înregistrat, la unele fiind chiar o adevărată atmosferă de sărbătoare. Astfel, Comisia Electorală din orașul Tula a organizat o expoziție de costume naționale și obiecte de uz casnic pentru a le reaminti oamenilor de casă. Cum s-a anunțat mai înainte, secția de votare din Strasbourg s-a închis cu o oră mai înainte din cauza restricțiilor impuse de autoritățile locale. Anterior, Comisia Electorală Centrală s-a adresat concetățenilor cu drept de vot de peste hotare să respecte toate măsurile impuse de autoritățile țărilor în care se află. Alegerile prezidențiale au fost pregătite foarte bine din punct de vedere epidemiologic și al grijei pentru alegători, iar scrutinul se desfășoară activ și fără încălcări, care ar periclita procesul electoral. Sunt constatările preliminare ale observatorilor internaționali care au vizitat 10 de secții de votare din diferite regiuni ale țării. Сколько у вас бюллетеней? Сколько у вас голосующих? 3000? Да. А сколько уже проголосовало? 59. Какие-нибудь замечания, нарушения были? Нет, все нормально? Ну, отлично. Prima constatare făcută de observatori este bună organizarea procesului electoral. Мы здесь посетили два участка, переговорили с наблюдателями, никаких замечаний зафиксировано не было, таких, что может повлиять на ход голосования. Все необходимые вопросы, связанные с безопасностью, соблюдаются. При входе и температуру мерят, и при необходимости выдают и маски, и дезинфицируют руки и так далее. То есть с этой точки зрения комиссия готова к проведению выборов. Бюллетени есть, все есть. И то, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений, это тоже уже позитивный момент. Та организация по соблюдению санитарных правил, масочный режим, соблюдение дистанции, организованный проход на территории участков,
Это, знаете, это мы все это отметили. De asemenea, cu excepția situației de la Varnița, unde dreptul la vot al locuitorilor din stânga Nistrului a fost împiedicat de fruntașii PAS, în celelalte secții de votare, observatorii au constatat că procesul de vot are loc într-o atmosferă calmă și fără încălcări ale legislației electorale. Здесь нет попытки дестабилизировать ситуацию. Здесь нет попытки кого-то отвести от участка, создать проблему. Мы видим спокойную работу, видим хорошо подготовленный специалистов, персонал избирательных участков. И пока у нас есть уверенность, что выборы состоятся. Состоятся вот с точки зрения организации работы. И мы это констатируем, нарушений мы не обнаружили. Получаем информацию в нашем штабе, что везде выборы проходят организованно. И вот даже на этом участке мы побывали. Ну, приятно видеть и людей в очереди, и что все проходит в соответствии с национальным законодательством. De asemenea, oficialii străini care au scopul să monitorizeze scrutinul prezidențial din Moldova au menționat și participarea activă la vot în multe din secțiile vizitate. То, что несмотря на условия кризиса пандемии и угрозы эпидемии, тем не менее, на мой взгляд, объективно явка достаточно серьезная. По крайней мере, вот на тех участках, где мы с вами побывали, где мы побывали отдельно, я вижу, что явка приближается к 50, а может быть даже и по некоторым участкам выше процентов. Для меня это хороший показатель, тем более, что еще день не закончился. Начинаются вот самые часы активности, мы видим, как буквально семьями люди приезжают и с удовольствием охотно голосуют. Было радостно, когда мы приехали в город Резину, то есть и заехали на первый избирательный участок в школе. Мы увидели там большую очередь. То есть жители явно интересуются политической ситуацией в стране. Им не безразлично, кто будет, ну, как бы, отвечать за их жизнь. Комисия Электорала Централа а аккредитат пентру скрутинул президенциал 310 обсерватор интернационал. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. La ora 21 nu pierdeți buletinul în limba rusă cu Dinu Rusnak. Să aveți o seară liniștită. La revedere!